În ultimele 24 de ore, polițiștii mehedințeni au acționat pentru impunerea respectării legislației rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Importanța utilizării centurii de siguranță, respectarea prevederilor legale ce privesc regimul de viteză, circulația pietonilor, bicicliștilor, depășirea și acordarea de prioritate au fost obiectivele urmărite de ofițerii și agenții de poliție. Aceștia au constatat 78 de abateri de la regimul de circulație pe drumurile publice. Astfel au fost sancționați 19 conducători auto care au depășit viteza legală pe diferite sectoare de drum și 14 șoferi care nu au purtat centura de siguranță. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării sau anulării 3 permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.